Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de sâmbătă 12 decembrie. Haideți să scoatem un mesaj pentru dragoste, unul pentru sănătate și unul pentru bani, carieră, situație financiară. În dragoste avem aici 8-ul de bâte. Lucrurile se mișcă cu rapiditate către o mai mare stabilitate emoțională. Dacă sunteți într-o relație pe termen lung, aici se întâmplă niște lucruri foarte rapid, neașteptat de rapid în viața voastră. Fie vă îndreptați către o căsătorie sau poate găsiți casa ideal, apartamentul ideal pentru voi și trebuie foarte rapid să mergeți la bancă, să obțineți un credit, să faceți actele, să faceți tot ce e necesar, pentru că voi vă doriți acum rapid, până de Crăciun, dacă se poate, să fiți mutați. Nu știu dacă chiar o să se întâmple lucrurile chiar atât de rapid, dar în orice caz lucrurile merg într-o direcție pozitivă. Dacă sunteți singuri sau discutați cu o persoană de ceva vreme, o să vedeți că în această perioadă lucrurile încep să prindă viteză. Aveți mare grijă, pentru că e posibil ca aceste discuții să fie mai înflăcărate și lucrurile să prindă viteză doar prin prisma perioadei anului în care ne aflăm, da? Doar pentru că cealaltă persoană nu-și dorește să fie singur sau singură în perioada sărbătorilor. Mare grijă aici. Hai să vedem în privința sănătății. Aici avem 3-ul de monede. O zi ideală ca să găsiți terapeuții, experții, medicii necesar care să vă ajute cu o anumită problemă de sănătate, mai ales dacă aici e vorba de o problemă veche, da, de o boală cronică. Astăzi puteți să găsiți persoanele care să vă ajute să vă dea un tratament, o terapie care să și funcționeze pentru voi. Această carte vorbește despre munca în echipă. Pentru aceia dintre voi care îndâmpinați dificultăți în a vă ține de o dietă, de un regim, puteți să cereți aici ajutorul prietenilor sau familiei ca să vă ajute să nu călcați pe lângă. În carieră, bani, situație financiară, aici avem o carte foarte frumoasă care combină în ea energia arcanei majore împărăteasa cu cea arcanei minore regina de cupe. O carte care ne arată foarte mult potențial monetar. Puteți să câștigați foarte mulți bani dacă vă asumați mai multe responsabilități. Pentru cei care lucrați pe cont propriu sau sunteți antreprenori sau vreți să faceți anumite investiții, gândiți-vă la domenii legate de ecologie, de protecția mediului înconjurător. Toate lucrurile astea poate să vă aducă foarte mult succes. Pentru cei care sunteți angajați, s-ar putea să beneficiați de susținere de la o femeie sau să fiți promovați într-un post care necesită mai multă responsabilitate, dar care pune mai multe responsabilități pe umerii voștri. O carte cu foarte mult potențial, mai ales dacă vă folosiți creativitatea, intuiția sau dacă lucrați în domenii legate de ecologie, de mediul natural sau de biologie. Hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Nu uitați să-mi dați și un like, un share și subscribe. Chiar apreciez foarte mult toată susținerea voastră. Hai să scoatem și o carte. Sunt una cu fiecare locuitor al planetei. Sunt în linia întâi a trezirii unei noi conștiințe pentru întreaga planetă. Sunt gata să-mi lărgesc orizontul gândirii. Da? O carte care vine foarte frumos împreună cu această împărăteasă, da? Care ne readuce aminte că avem o responsabilitate față de natură, față de mediul înconjurător și că atunci când ne asumăm această responsabilitate și chiar facem ceva în această direcție, o să vedem și rezultate, da? Și rezultatele o să fie atât fizice, că lăsăm în urma noastră o planetă mai curată, mai bună, da? O lume mai bună pentru copiii noștri. O să vedeți și rezultate monetare, da? O să aveți voi o stabilitate financiară mai mare,
dar o să vedeți și rezultate emoționale, o să vă simțiți mai împliniți, o să simțiți că aveți o menire în această lume. Un mesaj foarte frumos. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!